Pentru doritorii de FIFA Coins, intrați pe site-ul onlinegameshop.com, folosiți codul MVP pentru 6% reducere. Ei, salutare prieteni, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 Ultimate Team. Haideți să vă spun câte puțin noi, trebuia să mai avem două meciuri pentru a ne califica în prima divizie. La un moment dat am luat bătaie în meciul ăla și n-am reușit și după când începe divizia a doua, ce credeți? Am probleme la net, nu știu ce se întâmplă, cred că cade netul și m-a scos de două ori din meci. Deci m-a scos de două ori din meci, am înnebunit pur și simplu, nu știu ce să mai fac. Sper să nu mai încade și de data asta am vrut să filmez, dar ce să filmez când, da, nu știu, mă lasă. Am jucat până pe minutul 30-40 și după, bam, cade. Mamă, deci credeți-mă, am înnebunit, deja suntem în divizia a doua și pierdem aceste partide. Pierdem două partide aiurea și nu știu ce voi face. Chiar nu știu ce voi face. Aici trebuie să-l bag pe Gonzalo Higuain. Trebuie să-l bag pe Higuain aici, dar lucrurile merg prost momentan. Pentru că ați văzut ce se întâmplă. Sper să fie bine acum și să nu mai încadă. Am făcut câteva modificări, l-am adus pe Lukaku în echipă. Sper ca Lukaku să poată să facă ceva. Sper ca Lukaku să facă treabă. Joc în echipamentul Greciei. Ăsta îmi place, albastru ăsta. Sper ca băieții să fie în formă. Nu jucam rău, dar iată, o echipă bună și a lui, doar n-are chemistry. Are o Italia cu Premier League, un Serie A Premier League, dar e ok. Noi trebuie să ne concentrăm să câștigăm. Avem nevoie de două victorii neapărat, pentru că ce ni s-a întâmplat aici m-a scos de două ori. E groasă treaba. Bine. Frumos, iată aici fază bună de gol, de Bruyne, nu din prima. Ciudat. Aspilicueta, la repet, Romelu Lukaku în față, Loris respinge balonul foarte bine, mingea este și este corner, bine Loris, bravo, bine apărat, de gol, dăm cu capul, noi dăm. Aici nu vine niciun jucător de al nostru, trebuie să avem grijă la cornerul ăsta. Op. Bun. Pasă proastă. Kante. Vine cu o primă pasă proastă. De Brainito. Martial. Oh, Doamne, e corner. Oricum a lovit tot ciudat, destul de ciudat. Nu aș fi vrut așa. Smalling cu capul, dar Handanović, un portar bun. Nu poate fi învins așa ușor. Romelu! Oh, apără Handanović. Nu i-a dat pasa bună acolo. Și a văzut cum a trebuit să dea Romel. Bine. Este 1-0. Este 1-0, sper să nu mai mă scoată, atât îmi doresc să nu mai mă scoată. Martial marchează și avem 1-0 în aceste momente. Bun. Bine, Martial, bine a venit acolo. Handanović n-a mai avut ce să facă. Conducem când mai sunt 12 minute până la finalul primei reprize. De gol acum Martial. Avansează în careu, nu prea e nimeni de al nostru. Oh, ce execuție încearcă Mkhitaryan. Să ne apărăm, ok, la faza asta. Aspilicueta o comite puțin. Loris e acolo. Bine, băi, Hugo. Bine, Hugo, să vedem centrarea lungă, unde nu poate ieși Loris. Reține. Hai lung pentru Martial. Am încercat, am sărit la cap, dar degeaba. Kante. Aici m-a făcut la faza asta, Loris n-are ce să mai facă, e 1-1. Nu trebuia să mă grăbesc, nu-i nimic, Loris. M-am grăbit eu cu degajarea aia și m-a făcut praf în defensivă. Este 1-1, Baca marchează. Lukaku, este faul la Lukaku. Romelu! Oh, bun șutul! Haide, nu-mi dă niciun jucător! Apăs degeaba! 2-1!
Bun. Hai că e faza noastră aici. Romelu, 2-2. Ăsta e Romelu, bine băi tată. Bine băi Romelu, ce șutare. O fază frumoasă ce-i drept, pase bune. Romelu dacă mai înainta nu mai avea ce să facă. Aici îl învinge perfect pe Handanovic, 2-2. 2-2 și lucrurile încep să se îmbunătățească oare? No. Practic la fel mi-a dat și el golul. La fel, la fel. Smalling pune piciorul târziu. E 3-2. Hai, n-ai ce să faci. Oh. Am condus la pauză. Și s-a ales praful în repriza secundă. Jamie Vardy. Jamie Vardy, măcar tu mai... Hai că tu ești proaspăt, Jamie. Dar nu, Emanolas acolo și-l face praf pe Vardy, să zic așa. Pase superbe date, iată ce înseamnă, 3 pase bune și gata. João Mario. Bloca bine. Marțial. Aspi. Kanté. Lukaku. Pentru De Bruyne. De Bruyne, frumos. Lukaku, 3-3. 3-3, ho-ho, cum egalăm? Cum egalăm la ultima fază, practic? Romelu. Foarte bine. Foarte bine, dar nu s-a terminat. Am apăsat să dea smoling de 5 ori, mă minge. Se termină 3-3. Ho, doar un punct în 3 meciuri, dacă ne-a scos de 2 ori. Da, cum spuneam, în prima partidă, când aveam șansă să promovăm în prima divizie, am pierdut. Și după m-a dat în Liga 2 și ne-a ieșit de 2 ori și automat că m-am enervat și am ieșit de pe filmare, de pe tot. Lucrurile nu merg bine. Nu merg bine, dar să vedem ce vom face. Să vedem ce vom face în continuare. O partidă ce trebuie neapărat câștigată. Manolas n-are contracte. Păi de ce n-ai Manolas contracte? Hai să-i dăm contractele lui Manolas și să trecem la următoarea partidă. O partidă ce dacă nu va fi câștigată, pa, putem să spunem adios, adios, dar totuși eu am încredere că voi câștiga această partidă. Cred asta. Cred asta, sunt pregătit să câștig. Sebastian Savin. Joc în echipamentul României. Poate el îmi va aduce mai mult noroc de această dată. 3-3 în partea precedentă, a reușit să scoatem un punct pe final. Doamne, Hazard ăla mă mănâncă. De ce l-am mă ucide acolo, Hazard? Serios, mă ucide pe partea aia. Dar asta este. Sper ca Florenții să facă treabă bună. Iată-l pe Gonzalito. Gonzalo Higuaín bară! Ho-ho. Ce face Gonzalo la faza asta? Mertens, bine. Bun. Pentru Gonzalo, îi ridică foarte bine balonul Gonzalo Higuaín. Higuaín! Până își face preluare, până și cum șutează. Felul ăsta. Higuaín. Bine, Higuaín încă o dată. Higuaín. Higuaín în blocaj. Mingea cade pe plasă. Cade pe plasă. E corner. E corner, jucăm scurt. Bine. Nu e offside. Din nou corner. Acum venim cu o centrare, încercăm să păcălim adversarul. Nu lăsa mingea să iasă. Dar nici la el n-o da. Bun blocajul ăsta. Haide băi băiatule, minge de viata, Samoah. N-are un șut fenomenal la Samoah. Bine, blocăm aici. Cuadrado. Suntem pe adversar, asta e bine. Până când Samoah dă pasa cu călcâiul. Și o poate comite, desigur. Ah! Oh, mi s-a accidentat un jucător! Nu cred. Se dă offside. Ce bine! Ce bine! Offside la Jamie Vardy. Offside la Jamie Vardy. Florenzi. Chedira. Gonzalo Higuaín.
Gonzalo, bine. Vine acum șutul, e corner. Nu știu cum a vrut să dea Pjanic. Vine centrarea tot a lui Pjanic. Nu e nimeni de-al nostru acolo și ba mai mult de atât. Se poate declanșa contraatacul. Bine, Samoah. Aha, fără pase greșite. Pasă ușoară greșită. Se putea. Florenții. Oh, Florenții. Nu știu ce a vrut să fac aici. Chedira, ai grijă. Iese Buffon. Boxează balonul. Higuain. Cuadrado. Cu Asamoah. Pleacă și Higuain. Pentru el este acest balon. Gonzalo, Higuain. Avansează. Urmărit de Manolas. Gonzalo. Bine, Gonzalo. Pasa nu era. Cuadrado. Asamoah. Pjanic în blocaj. Pe final de prima repriză, lucrurile, iată, sau să zic, sau și în spiritele așa, în sensul că se joacă pe contre. Bine, Cuadrado, dar nu e nimeni de-al nostru acolo. Nu mă așteptam să nu fie chiar nimeni. Hai, Manola, Asamoah. Khedira. Greșește pasa. Higuain, practic, le dă o șansă mare în aceste momente. Asamoah, tu ai grijă fără faul că ai galben și după... Cine știe în ce ne bagi. Dar mai dai și tu pe lângă minge, din când în când, dacă poți. Te rog frumos. Cred că aici se va pune punct final. Hai de capul meu. Băia Samoah. Băia Samoah, revin o stată. 0-0 la pauză. O primă repriză fără ocazii mare. O bară lui Gonzalito. Și cam atât. Mertens. Iată-l pe Mertens. N-a reușit centrarea. Nu e offside. Vine o centrare. Florenții, e calm. E calm, Florenții și avansează. Hai, Parolo. Parolo l-a ajutat pe Florenții. Bine. Ah. Hai, Cuadradito, câștigă un duel la cap. Bun. Gonzalo. Gonzalo în careu. Șansă de gol. Nu reușim aici. Mai puțin de 15 minute până la final. Avem șansă. Avem șansă. Higuain ajunge la balon. A ieșit. Cuadrado. Cuadrado, ce bine apără Buffon, ce bine apără Buffon. Dar până la urmă avem puțin noroc. Vine șutul lui Parolo, Buffon, foarte bine. Foarte bine Buffon. O centrare acum a lui Pjanic în careu aici la Florenții. Parolo. Ăla era Khedira. Nu prea am ce face aici. Bun, bun Pjanic. Hai că e șansa noastră. Ce, o centrare slabă. Cuadrado, nu reușește de-a minge. Aleargă Cuadrado. Se încing puțin spiritele acum pe final, oare? Vom vedea. Bine. Bine, băi băiatule, Khedira. Întoarce balonul, bine, Mertens. Mertens, n-are forță, nu mai are forță Mertens. Nu mai are forță Mertens și asta nu e bine. Minutul 82. 0-0. Ocazii au fost și de o parte și de cealaltă, dar nu s-au dat goluri. Aici o pasă cam în spate. Ce slam ne apărăm. Bine, bine Barzali. Foarte bine Barzali. Cuadrado. Higuain. Greșește practic balonul. N-a dat o pasă wow. Bun, încă o dată. Hai Sami. Nu mai poate. Parolo n-a ajuns la balon. Din nou o pasă dată greșită în ultimul moment. Ai de băi băiatule. Forțăm acum pe final. Și el a greșit cei drept multe pase. Iată aici. Bine, blocăm. Dar nu reușim. Bun. Mertens. Nu mai poate.
Che dirà? Anco data. Bene. Sì, sì, giusti come esci tot. Fii atent când dă ăsta gol acum. Fii atent când dă ăsta gol. Escape, escape, tata. Escape. Doamne, Dumnezeule, ia uite, ia uite ce-am făcut-o. Haide, mă, intră. Nu mai intră nici bateriile aici. Merge acum. Mi-a dat pe lângă minge Higuain. Pjanic. Higuain. Varză, varză, varză. 0-0, două rezultate de egalitate. Avem două puncte. Doamne, trebuie să facem 10 puncte, trebuie să câștigăm. Nu mai rămânem nici în liga asta. Nu mai rămânem după cele două înfrângeri. Asta este, dragilor, cam aici se va termina episodul. Eu am fost Xbreaker. Nu uitați de like, share și subscribe. Pe data viitoare, toate cele bune. Pa, pa.